Dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. Astăzi am decis că vreau să fac un clip cu DIY, pentru că n-am mai făcut unul de ceva timp și era una din pasiunile mele la un moment dat, însă sincer să fiu, nu știam exact ce aș vrea să mai fac, ce aș mai vrea să DIY-esc. Zilele trecute făceam curat în dulap și am găsit foarte multe haine pe care nu le mai port, dar nu pentru că nu mai vin sau nu mai plac, ci pentru că mi se par ușor boring. Așa că am decis să le ofer un mic makeover, inclusiv acestui tricou pe care îl am din tinerețile mele emo și cu siguranță foarte mulți dintre voi ați trecut printr-o asemenea fază sau probabil treceți. Așa că probabil înțelegeți la ce fel de haine mă refer. Și am încercat să recreez piese vestimentare care acum sunt pe val, ca să zic așa, care sunt foarte trendy, dar care, unele nu au absolut niciun sens și, doi, altele nu au absolut niciun sens și sunt și scumpe. Ca de exemplu, o pereche de blugi cu o tăietură sub fund costă în jur de 60 de dolari, echivalentul a vreo 200 și ceva de lei românești. Și tot ce au special e acea tăietură sub fund pe care o poți face acasă unei perechi de blugi pe care nu o mai porți. Așa că dacă vreți să vedeți cum am recreat aceste piese vestimentare super fancy, urmăriți în continuare! Pentru primul DIY veți avea nevoie de o pereche de blugi pe care nu o mai purtați, farfece, o bucată de cretă, o răzătoare și dacă aveți o pensetă ar fi perfect, dar o să vedeți că eu am improvizat și am folosit altceva. Înainte de toate, puneți blugii pe voi să vedeți cam unde ați vrea să fie linia, să nu fie prea sus sau prea jos, acum depinde cum vreți și voi și cât vreți să arătați. Eu mi-am trasat o linie aproximativ și apoi am pus pe masă și am trasat linia mult mai clar ca să văd exact unde trebuie să tai. După care, evident, am început să tai urmărind linia pe care doar ce-am realizat-o. Am tras puțin de material numai pentru a îndoi marginile găurii pe care am făcut-o. Acum urmează partea care durează cel mai mult. Dacă vrem să-i facem franjurii și să le dăm așa un efect mai cool, în principal trebuie să tragem de firele ce ies din blugi. Acum, dacă aveți o pensetă, este ok, însă eu nu am găsit niciuna prin casă și am folosit un clește de la un ecuson și vreau să spun că a mers foarte bine, ba chiar mai bine decât o pensetă, pentru că am reușit să apuc mult mai multe fire și am reușit să trag în toate direcțiile și au ieșit mult mai franjuriți. În unele cazuri mi-am folosit și unghiile, după cum vedeți. Iar răzătoarea e absolut opțională, însă mie îmi place pentru că e de la margini un efect așa mult mai jumulit. Nu știu cum să vă explic exact, probabil știți că au așa toate firicele acelea mici, ies și par super tocite, exact ca atunci când iei din magazin. Și faceți cât este nevoie, acest proces va dura ceva timp, însă asta dă efectul acestei tăieturi. Deci, eu zic să o luați cât mai mult timp și să-l faceți cât de bine se poate. Probabil din toate tricourile DIY pe care le-am făcut până acum, acesta este preferatul meu pentru că este simplu și de efect. Aveți nevoie doar de un tricou vechi, foarfecă și o bucată de cretă. Întoarceți tricoul pe dos și vedeți care este fața.
Nu este absolut necesar ca liniile să fie drepte, dar eu am zis să improvizez puțin cu un obiect pe care îl aveam lângă mine, doar pentru a fi sigură că sunt relativ egale. Ideea este că odată ce ați tăiat materialul și ați tras de el, marginile se vor îndoi și nu se va mai observa dacă liniile sunt egale sau nu. De aceea zic să nu vă bateți foarte tare capul cu acest pas. După care încep să tai și un singur lucru aș vrea să vă amintesc aici. Ar fi mai bine să tăiați un triunghi mai mic înainte și să probați tricoul și apoi să vedeți dacă îl vreți mai mare sau nu. Asta pentru că, evident, cu cât triunghiul este mai mare, cu atât decolteul va fi mai adânc și asta ține de voi cât, v-am zis, cât de mult vreți să arătați și cum vă simțiți voi confortabil să purtați un tricou. Deci asta este la latitudinea voastră. În final, după ce l-am tăiat, trag de margini și este gata de purtat. Într-o zi, în timp ce căutam alte nimicuri pentru un alt videoclip, am găsit acest tricou super drăguț într-un magazin chinezesc și mi-a plăcut foarte mult vibe-ul retro pe care îl dă. Ca în DIY-ul precedent aveți nevoie de cretă și o farfecă și am trasat 3 linii inegale imediat sub guler și apoi, pentru că voiam să-i fac un merigoi, am trasat niște semicercuri între guler și mâneci. Tricoul alb pe masa mea albă pare aproape invizibil, însă o să vă arăt acum. Acesta este designul după care am tăiat. Pentru a face un merigoi, v-am zis, am tăiat între mâneci și guler și am tras de material ca să îndoaie marginile. După care, în zona bustului, imediat sub guler, am făcut 3 tăieturi și acestea sunt inegale, după cum am zis. Cea de sus este cea mai lungă, cea de dedesubt este cea mai scurtă, iar ultima este cea mai scurtă. Și apoi, pentru că nu mi-a plăcut marginea, era destul de lung tricoul pentru mine, am decis să o tai. Înainte de toate, nu mă întrebați care este sensul acestei piese vestimentare, pentru că habar n-am. Eu am acest hanorac în dulap de ceva timp și nu l-am mai purtat, așa că am zis să experimentez pe el astăzi. Eu am acest tip de hanorac de pe Zaful, doar că am zis că vreau să încerc să recreez pentru voi, în cazul în care nu vreți să vă cumpărați unul deja tăiat și în cazul în care aveți unul ca și mine pe care nu mai purtați. Partea din față trebuie să fie mult mai scurtă, așa că încerc să măsor cam cât de lung aș vrea să fie în față și cât de lung aș vrea să fie în spate. Și, ca de obicei, măsor cu ceea ce am la îndemână. Am vrut ca partea din spate să fie cam dublul celei din față. Și apoi trecem la tăiat.
Am tăiat în prima fază hanoracul după măsurătorile pe care le-am făcut în spate, pentru că așa îmi va fi mult mai ușor să tai și partea din față. Ce mai dă efect acestui hanorac sunt mânecile, așa că dacă vreți să îl tăiați la coate, ar fi destul de drăguț. V-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. De asemenea, mă puteți urmări și pe Instagram sau pe canalul de vloguri dacă vreți să vedeți ce mă fac eu așa în viața mea de zi cu zi. Și noi o să ne revedem săptămâna viitoare, ca de obicei, cu un nou clip. V-am pupat! Pa, pa!